Au rămas mai puțin de 24 de ore până la nunta anului. Elena și Ianit Hagi se căsătoresc religios la București. Seara urmează o petrecere strălucitoare. Antena 1 are drepturi exclusive de difuzarea celor mai importante momente. Și acum începe povestea. Elena Hagi nu s-a ales doar cu un soț, ci și cu o gașcă de prieteni. Kira Hagi a devenit mai mult soră decât cumnată. Iar prietenii din copilăria lui Ianis, Maria și Nicolas, copiii lui Gică Popescu, îi sunt acum familie. Povestea de iubire a legat și o prietenie ca în film. Așadar, cele mai importante momente vor fi la Antena 1. Le veți vedea mâine în două ediții speciale care încep la ora 15 și la ora 18:30. Va fi o nuntă de 10 pentru numărul 10 al Naționalei. Ianis Hagi se va căsători religios mâine și vor fi peste 700 de invitați din toată lumea. Haideți să vedem această frumoasă poveste de dragoste și de prietenie. Înainte de nunta anului a fost nunta mirelui. După tradiția macedonească, Ianis Hagi și-a poftit nașul acasă pentru o ceremonie mai restrânsă, dar veselă. Au urmat dansurile cu piesele simbolice în astfel de ocazii, bățul cu cruce în vârf de care se agață trei mere roșii și pânza în care s-au adunat banii dăruiți de rude. Ritualuri menite să aducă noroc și prosperitate. După ceremonia cu rudele, mirele s-a întâlnit cu familia de prieteni. Ianis și Kira Hagi au crescut de mici împreună cu Maria și Nicolas Popescu, copiii lui Gică Popescu, bunul prieten al lui Gheorghe Hagi. Am avut o copilărie foarte frumoasă, am crescut împreună de mici, ca niște frați. Fără ei, aș fi avut o copilărie foarte plictisitoare. Așa că le mulțumesc și acum de-abia aștept să creăm noi amintiri alături de Elena. Cei patru mari prieteni sunt acum cinci. Elena, soția lui Ianis, a fost primită în grupul lor ca o soră. Dacă aș putea să-i descriu, cred că aș zice că sunt perfecți unul pentru celălalt. Și tot timpul oricărui om i-aș da ca și un exemplu pentru cuplu perfect cum îi văd eu. Ia un microfonul. Ia de rău. Două minute. De altfel, când Ianis s-a cunoscut-o pe viitoarea lui soție, primul gând a fost ce vor zice sora și prietenii. Primul gând al meu a fost că gașca mea trebuie să o cunoască imediat, pentru că o să o iubească, pentru că a fost crescută la fel, pe aceleași principii pe care le avem și noi. Putem tot timpul să depindem unii de alții și acum suntem foarte norocoși că mai avem încă o soră. După atâția ani unde noi am crescut împreună, cam asta este cercul nostru, cât este masa asta. Adică cine vrea să intre, trebuie să aleagă pe cineva de aici ca să intre în grupul nostru. Când suntem împreună, suntem fericiți. Acum, orice ar fi, și încă putem să punem mâna pe telefon, o sunăm pe Elena, exact același lucru ca dacă l-aș suna pe Ianis. Elena Hagi, fidelă ideii de familie, se bucură că sora lui Ianis i-a devenit mai mult decât o prietenă, o soră. Încă din prima secundă m-au primit foarte, foarte frumos, bucuroase, m-au făcut să mă simt foarte bine primită. Am făcut că vă țineți de mână și mi se da. Noi suntem surori, noi suntem la fel. Deci, revin la cine se aseamănă, se adună, noi suntem la fel. Ultimii 3-4 ani cred că ele își vorbesc mai des decât vorbesc eu cu Maria și cu Kira, dar ce să fac? Afli oriunde ai fi, în timp real, observator. Noi ne vedem la ora 19 live pe Antena 1 și Antena Play.